Alegătorii care vor primi, accepta sau pretinde servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă în scopul exercitării drepturilor electorale riscă amenzi de până la 37.000 de lei. Proiectul de lege a fost votat astăzi de Parlament. Potrivit noi legi, persoana vizată poate fi eliberată de răspundere contravențională dacă s-a autodenunțat ori a contribuit activ la descoperirea sau contracararea faptei de corupție. Coruperea electorală reprezintă o amenințare periculoasă pentru corectitudinea și integritatea procesului electoral, care afectează statul de drept și sporește neîncrederea în entitățile statului, se arată în nota informativă a proiectului de lege. Precedentele înregistrate în cadrul scrutinilor au demonstrat că acțiunile de corupere a legăturilor sunt frecvente în cadrul campaniilor electorale. Deși există mecanisme legale care contribuie la combaterea coruperei, fenomenul urmează a fi abordat constant în vederea îmbunătățirii cadrului legal, ce ar permite alinierea la cele mai bune standarde în domeniul integrității publice. Analiza statisticilor raportate de instituțiile de drept și practica judiciară au scos în evidență faptul că pe lângă sancționarea penală e necesară și sancționarea contravențională. Fapt ce va contribui la eficientizarea mecanismului de investigare și documentare a cazurilor de corupere electorală. Valoarea menzilor va oscila între 25.000 de lei și 37.500 de lei.